găsit la știri, iată cele mai importante subiecte de peste zi. Un singur izvor public din cele 8 de pe raza municipiului Târgu Mureș are apă potabilă. Este vorba despre izvorul de pe strada Predeal. Acesta este rezultatul final al ultimelor analize efectuate de către angajații Direcției de Sănătate Publică Mureș, conform măsurătorilor de laborator întreprinse. Cantitatea ridicată de nitrit și nitrați, dar și numărul mare de bacterii descoperit în urma analizelor, transformă izvoarele din municipiu în adevărate surse de îmbolnăvire. Deși izvoarele publice au fost dintotdeauna o sursă de apă foarte apreciată de mureșeni, un singur izvor are apă sigură pentru consumul uman. Izvorul de pe strada Predeal corespunde atât din punct de vedere al parametrilor chimici, cât și din cel al parametrilor bacteriologici. Celelalte izvoare sunt necorespunzătoare fizico-chimic și bacteriologic. Fizico-chimic au compoziție nitrați peste valorile admise, motiv pentru care fierberea apei nu elimină pericolul asupra sănătății. Cu toate că Primăria Municipiului Târgu Mureș a amplasat plecuțe de avertizare la toate izvoarele, acestea sunt ignorate. Consumul apei poluate bacteriologic poate provoca de la boală diuretică și febră tifoidă până la dizenteria transmisă prin bacilii dizenterici. Bolile parazitare cele mai frecvente sunt însă ambiaza sau dizenteria ambiană. Cu toate acestea, mulți târgumureșeni preferă apa de la izvoare, fie pentru consum propriu, fie pentru a o folosi în grădini sau pentru gătit. Duc pentru stropit, pentru băut. Cât de des veniți? Vin o dată pe zi. Specialiștii de la Direcția de Sănătate Publică Mureș atrag atenția că fierberea nu este suficientă în cazul poluării chimice. Aceasta poate omorâ bacteriile, dar ea nu va schimba compoziția chimică nesănătoasă a apei. La adulți, nitrații peste limita admisă pot produce hipertensiune, disfuncție ale sistemului circulator și ale glandelor tiroide, cefalee, urticare, intoxicație, cenoză severă, ba chiar și cancer. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș și procurorii DICOT au ridicat 1000 de grame de substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive în urma a două percheziții efectuate la locuințele unor persoane bănuite de operațiuni ilegale cu etnobotanice. Au mai fost ridicate două pistoale cu aer comprimat și 16 telefoane mobile. Cele două persoane, în vârstă de 25 respectiv 34 de ani, au fost conduse la sediul DICOT Târgu Mureș pentru audieri și dispunerea măsurilor legale. Oamenii se află acum în arestul poliției. Seceta pârjolește culturile din țară și amenință cumpărătorii cu noi scumpiri. Sunt zone întregi unde nu a căzut niciun strop de ploaie de zile bune. Iar acolo producțiile de cereale, legume și fructe ar putea să scadă chiar și la jumătate față de anul trecut. Asta face ca prețurile lor să crească. Nici reghinul nu a scăpat de efectele negative ale caniculei și secetei. Producția de legume și fructe din zonă este în mare parte afectată. Din cauza situației disperate, producătorii iau în calcul serios varianta măririi prețurilor. Aceștia spun că profitul de pe vânzarea fructelor și legumelor este foarte mic, într-atât de scăzut încât nu-și vor scoate nici măcar cheltuielile pe care le-au avut cu sistemele de irigații, care și așa nu au făcut față din cauza temperaturilor extrem de ridicate. A afectat seceta din ultima perioadă prețul și calitatea mărfii? Da, a afectat foarte mult. Nu este apă, mai ales la lebenta, că lebenta conține 90% apă. Dacă nu este apă, e mică, nu e bună, e crudă, probleme. Să știi că destul de, uite, fasolele au fost foarte scăzut prețul și acum, din cauza la apă. Și apa, dacă ar fi mai ieftin un piculeț. În situația dată, fructele și legumele de pe tarabe nu sunt de bună calitate. Nu este atâta marfă ca altă dată, e tot mai puțin. Și producătorii nu pot să producă mult. Cum vi se par prețurile din piețe la legume? Ieftine. O zi așa, piața, o zi așa, sunt foarte bune prețurile. Sunt cam scumpe. Astea când s-au făcut nu era secetă, când mă gândesc eu când a crescut. Care credeți că ar fi un preț corect? Păi ce știu, măcar 2 lei. Dacă temperaturile nu se vor domoli, iar ploile vor lipsi cu desăvârșire, de luna viitoare s-ar putea să nu mai găsim pe tarabe roșii și ardei românești. Locul produselor noastre va fi luat de legumele și fructele din import, iar prețul nu va fi unul tocmai mic. Un studiu arată că 3/4 dintre pietoni cred că nivelul de siguranță pe drumurile din România este unul scăzut, astfel că polițiștii mureșeni au ieșit astăzi în plină zi în centrul orașului pentru a le reaminti șoferilor care sunt regulile de circulație. Scopul campaniei Nu trece dincolo este reprezentat de prevenirea victimizării pietonilor prin accidente de circulație. Polițiștii din cadrul IPJ Mureș i-au informat astăzi pe șoferi despre riscurile la care se expun pietonii atunci când traversează prin locuri nepermise și cum ar trebui să evite o catastrofă. Poate să vă oferim un curian despre câteva indicații pe care trebuie să respecte motocicliștii în trafic, pe lângă faptul că trebuie să aveți aprinse tot timpul luminile de întâlnire. Din greșeală văd că... De data asta ați uitat.
Din greșeală nu l-am acum aprins. Deci este un motiv, o știi, cauză. Știi, folosesc, că eu sunt motociclist din 83. Scopul acțiunii de astăzi se axează pe două linii. Este vorba despre o campanie care se adresează motocicliștilor cu mesajul motocicliștii există în trafic și pietonilor, cu un mesaj foarte sugestiv, nu trece dincolo. Campania de astăzi se adresează conștientizării celor două categorii de participanți la trafic, care sunt o categorie vulnerabilă. În primele 6 luni ale anului în oraș au avut loc 3 accidente rutiere grave în care au fost implicați motocicliști și 15 accidente în care au fost implicați pietoni, fiind aplicate 20 de sancțiuni pentru abaterile motocicliștilor și peste 2000 de sancțiuni pietonilor. Cu această ocazie, polițiștii au făcut câteva recomandări pietonilor și conducătorilor auto. Traversați numai pe la trecerile semnalizate sau pe la colț de stradă. La orice traversare, opriți-vă în afara părții carosabile, asigurați-vă din stânga și din dreapta și apoi din nou din stânga. Apreciați corect timpul necesar pentru a traversa în siguranță și luați în calcul că atunci când traversați străzi cu mai multe benzi pe sens sau când vă aflați într-o zonă cu regim de viteză ridicat, trebuie să fiți mai prudenți. Traversați perpendicular pe axul drumului, în pas vioi, drumul cel mai scurt, ce reduce timpul de expunere la pericol. Când traversați prin alt loc decât trecerile marcate, autovehiculele au prioritate. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați. Copiii nu trebuie lăsați să traverseze singuri. Ei sunt imprevizibili și nu pot aprecia corect distanțele și viteza. Nu uitați, copiii imită comportamentul rutier al adulților. Evitați să circulați pe partea carosabilă sau pe pistele pentru bicicliști. Respectați întocmai semnificația semnalizării rutiere și nu circulați pe drumurile publice dacă ați consumat alcool. Fiți prudenți pe vremea rea sau întuneric. Pentru a fi vizibil, purtați haine de culori deschise și elemente reflectorizante. Strada Aleea Mică din cartierul Aleea Carpați va primi de mâine o nouă față. Autoritățile locale au ordonat lucrări pentru modernizarea infrastructurii din zonă, care era vizibil afectată. În zonă vor fi înnoite trotuarele, bordurile și aleile pietonale. Investiția este suportată din bugetul local. Ne cerem scuze în același timp oamenilor care locuiesc în această zonă, pentru că au avut o perioadă de o lună de zile în care n-au avut locuri de parcare, dar de acum încolo cred că cele 50 de locuri de parcare în plus făcute vor fi suficiente. Cursuri de îngrijire pentru 150 de femei și a crescut numărul turiștilor în România. Acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. 150 de femei din județele Harghita, Covasna și Mureș vor participa în cadrul unui proiect european derulat de către Asociația Caritas la cursuri gratuite de îngrijitoare la domiciliu pentru bătrâni și copii. Proiectul se intitulează Parteneriat pentru șanse egale pe piața muncii și are ca scop promovarea principiului egalității de șanse și de gen în vederea creșterii oportunităților de angajare și dezvoltare profesională. Cursurile sunt gratuite, iar participanții vor primi diplome recunoscute în statele membre ale Uniunii Europene. Proiectul are o durată de derulare de 18 luni și este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În data de 8 august 2015 va avea loc în satul Idicel cea de-a 12-a ediție a Festivalului Național de Jocuri și Obiceiuri Populare. Turiștii vor fi întâmpinați începând cu ora 13 la intrarea în sat cu pâine și sare, pentru ca mai apoi să se deplaseze alături de grupurile folclorice invitate până în fața Căminului Cultural, unde va avea loc festivitatea oficială de deschidere. Programul artistic pregătit de către organizatori va începe de la ora 14. Numărul sosirilor înregistrate în luna iunie în structurile de primire turistică din România a fost de peste 947.000, în creștere cu 17,3% față de cel consemnat în luna similară din 2014, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În ceea ce privește sosirile turiștilor străini, cea mai mare pondere au deținut-o cei din Europa, iar dintre aceștia 87,6% au fost din țările aparținând Uniunii Europene. Stațiunile de pe litoral au fost alese de 1,7% dintre turiștii străini, în timp ce în Delta s-au cazat 0,8%. Totodată, notările înregistrate în structurile de primire turistică în luna iunie a acestui an au însumat peste 2,3 milioane, în creștere cu 15,3% față de cele din luna iunie 2014.
14 posturi pentru asistenți medicali generaliști au fost scoase la concurs de Spitalul Clinic Județean Mureș. Cei interesați trebuie să-și depună dosarele până la data de 10 august. Concursul pentru ocuparea celor 14 posturi de asistenți medicali generaliști în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș va avea loc în perioada 18-24 august. Candidații trebuie să îndeplinească unele criterii de participare la concurs. Aceștia trebuie să dețină diplomă de licență în specialitate, diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate, diplomă de școală sanitară post-liceală. Locurile de muncă vizate și numărul posturilor în funcție de specializare sunt: secția clinică gastroenterologie 4 posturi, secția clinică obstetrică ginecologie 2 posturi, secția clinică boli infecțioase 1, compartimentul HIV-SIDA 1 post, secția ATI 2 posturi, secția neonatologie 3 posturi și secția neonatologie prematuri 2 posturi. Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 18 august 2015, începând cu ora 10 la sediul administrativ al spitalului. Candidații la concurs pot solicita relații suplimentare la sediul unității din strada Bernardi Gheorghi, numărul 6, camera 11, sau la telefon 0771 786 265 sau 0365 882 572. Proiectul Muzeul Etnografic Reghin, inițiat de Asociația pentru Promovarea Turismului Astur Mureș, a ajuns la final. Acesta și-a propus dezvoltarea durabilă și promovarea turismului în municipiul Reghin, ajungând pe harta destinațiilor alese de mulți turiști. După o muncă de 3 ani de zile, inițiatorii au încheiat acest eveniment printr-o serie de prezentări legate de potențialul turistic reghinean. În cadrul evenimentului au fost prezentate, la fel ca și în anii trecuți, broșuri, vederi, pliante, calendare, dar și o expoziție de articole din lemn și țesături din cultura și tradiția artei populare de pe Valea Gurghiului, dar nu numai. Am identificat o suită de oameni deosebiți care pot să aducă un plus de valoare pentru Reghin și zonă, ceea ce înseamnă în domeniul turismului și în domeniul afacerilor, care în cele din urmă, practic, vin să se răsfrângă și asupra nivelului de trai și asupra faptului că, odată cu creșterea nivelului de trai, se pot face și perpetuarea tradițiilor și culturii. Asociația de Promovare a Turismului Astur Mureș profită din plin de linia aeriană de care beneficiază județul Mureș. Destinațiile noastre sunt top destinații din Europa și față de ei am și făcut și am pregătit împreună cu parteneri de-ai noștri, agenții de turism, programe turistice efective cu exemplificări, cu costuri, cu activități. Pe lângă tradiție și cultură, aici și-a făcut loc tehnologia, promovarea Reghinului pe internet prin Centrul de Informare Turistică Reghin, motor în promovarea artei, culturii tradiționale, potențialul și oferta turistică Reghin pe aplicația City. Prin avantajul unui proiect nerambursabil, adoptat în ședințele de Consiliu și finanțat pe o finanțare externă, Reghinul se va bucura de împlinirea unui proiect pe care îl dorește și visează de mult, adică a implementării și construirii unui centru de informare turistică. Meșterii populari din zonă pun suflet și se implică cu mare pasiune în promovarea culturii. Este greu să promovați tradiția din zonă? Nu mi se pare greu de a promova, ci trebuie să ții pasul cu modernismul de astăzi, pentru că totuși acum, la ora actuală, se pune baza pe cultură și pe tradiție. Proiectul se bucură de o creștere a turismului din zonă cu 12% față de anul trecut, punctele forte fiind multiculturalitatea zonei și faptul că turiștii au posibilitatea să participe direct la diferite meșteșuguri. Biserica greco-catolică din Târgu Mureș a fost seara trecută gazda unui recital cameral oferit de ansamblul baroc Transilvania. Membrii ansamblului au oferit publicului spectator o colecție muzicală manuscrisă autohtonă sub denumirea Manuscrisul de la Sfântul Gheorghe. Manuscrisul muzical de la Sfântul Gheorghe datează din anul 1757 și constituie un document important al culturii barocului târziu din Transilvania, care a fost doar parțial editat și rareori prezentat publicului. Colecția muzicală manuscrisă a fost descoperită în 1950 de către cercetătorul Paul Peter de Mocoș. Acesta cuprinde 91 de file notate muzical, păstrând piesele laice pentru vioară și ansamblul instrumental așternute în 3 mâini diferite. Fie că sunt cunoscători sau nu ai capodoperei muzicale, târgumureșenii au trecut pragul bisericii romano-catolice din centrul orașului pentru a se bucura de recital. Eu de obicei îmi duc la concerte, frecventez concerte, așa că sunt foarte obișnuită cu concertele în biserică. Pentru mine este ceva foarte normal și foarte plăcut. Ce-mi place? Da. Pur și simplu muzica, că nu sunt așa cunoscătoare al muzicii, dar îmi place muzica. Când este atunci ocazia, totdeauna vin.
Concertul cofinanțat de elvețieni prin intermediul programului de cooperare elvețiano-român, care are scopul de a reduce disparitatea economică și socială în cadrul Uniunii Europene, a smuls ropote de aplauze. Floarea soarelui este cunoscută de mult timp pentru beneficiile oferite atunci când este consumată ca produs alimentar, terapeutic și cosmetic. Planta a fost adusă în Europa de exploratorii spanioli în secolul al XVI-lea și de aici s-a răspândit în Rusia. Astăzi ea este o priveliște comună în lumea întreagă, fiind cultivată în Franța, Spania, Italia, SUA, Rusia, Argentina, India și Europa de Est. Semințele de floarea soarelui au fost sursa principală de hrană pentru culturile antice din America de Sud. Nativii indieni și americani au folosit rădăcina plantei pentru a trata înțepăturile veninoase ale șerpilor, iar uleiul de floarea soarelui a fost întrebuințat ca balsam pentru păr. Floarea și frunzele au fost utilizate pentru tratarea unor boli, precum bronșita și reumatismul. Uleiul extras din floarea soarelui are proprietăți terapeutice care pot fi întrebuințate în tratarea sinuzitelor și a bolilor de piele. Acesta poate fi combinat cu alte uleiuri terapeutice pentru un efect sinergic sporit și mai poate fi utilizat ca ulei de bază în amestecurile folosite în aromaterapie. Uleiul de floarea soarelui conține vitamina A, D, calciu și fier. Semințele de floarea soarelui intră în categoria alimentelor sănătoase. Ele conțin un complex bogat de vitamine precum D, E, B, niacina, vitamina B, numită și vitamina PP, seleniu, magneziu, mangan, fosfor, acid folic și proteine. De asemenea, semințele de floarea soarelui sunt o excelentă sursă de vitamina E, un antioxidant care neutralizează radicalii liberi din organism și poate juca un rol semnificativ în condițiile în care inflamațiile radicalilor liberi coexistă. Vitamina E reduce și simptomele poliartritei reumatoide, astmului bronșic, osteoartritei și cancerului de colon. Floarea soarelui este un simbol al culturii, ea este emblema statului Kansas, stat situat în vestul Statelor Unite. A fost adesea folosită ca simbol al ideologiei verzi și este subiectul unei serii de picturi faimoase a lui Vincent Van Gogh, picturi ce întruchipează natura statică. Atât pentru astăzi, Natalia Lazăr sunt, o zi frumoasă în continuare, pe mâine!